Hei, salutare tuturor! În acest tutorial învățăm să facem o apariție de text ca cea din videoclipul lui Duke Dumont, Ocean Drive. Acum câteva zile am postat pe Facebook acest clip și v-am întrebat de la ce secundă vreți să facem apariția de text. Pentru că sunt mai multe, sunt diferite, dar ideea este aceeași. Și cu ocazia asta aș vrea să le mulțumesc celor care mi-au comentat la acea postare, și anume lui Andrei Claudiu, Ren Murat, Onest Cerobitcă sau Cerobitcă, cred. Îmi cer scuze dacă am pronunțat greșit. Mihai Tistu și Bionic John. Vă mulțumesc că mi-ați scris în comentarii și majoritatea răspunsurilor au fost cu 023. Adică, ia să-i dăm un 0. Foarte tare. Bun, hai să vedem cum facem asta în After Effects. Creăm o compoziție. O să numesc apariție text. Lăsăm HD cu 25 de FPS și 5 secunde durată. Îi dăm OK. Aducem poza în compoziție. Hai să scriem și un text. Dăm click dreapta, New, text. Voi scrie un text scurt ca să nu pierdem timp. Ideea este aceeași la fiecare cuvânt. Hai să scriem, după cum e și poza, Mister. Bine, nu fontul ăsta, nu folosim fontul ăsta. O să dau Control A. Fontul din acel clip este făcut de cineva, de câte am înțeles, special pentru acest clip. Noi o să alegem un font care seamănă, bine, nu chiar seamănă, dar e ca și cum ar fi scris de mână și putem să-l folosim pentru acest exemplu. Amatic SC. Da? Am mai folosit fontul ăsta. Hai să activăm instrumentul de selecție. Îl ducem în mijloc. Bun. Acum, selectăm cele două leere, apăsăm Ctrl Shift C ca să facem o precompoziție și o să scriu text aici. Precomp, ca să știm. Bun. Intrăm în precompoziție, mergem pe text, apăsăm T ca să deschidem opacitatea și dăm aici 30%. Pentru că inițial vrem să-l avem ca o referință. Vă arăt imediat. Hai să ne întoarcem la apariție text. Acum, hai să activăm workspace-ul Paint. Și o să ne apară aici Footage, aici Composition, și aici două panouri care sunt importante pentru acest tutorial, Paint și Brushes. Dacă nu le aveți aici, puteți oricând să le organizați cum vreți voi. Puteți să duceți Composition aici, Footage tot aici și așa mai departe. Bun, hai să dăm un zoom aici, să avem și aici un zoom. Ne ducem cam... Să avem cam aceeași dimensiune la text, să facem cam același lucru. Deci. Aici începe, da? Dacă dăm page down, mergem cu un frame în față. Hai să vedem. Prima dată avem... Deci, în primul rând, sunt patru litere și avem patru steluțe, apar patru steluțe. Următorul frame, niște gâlme. Nu știu de ce. Asta a fost ideea artistului. După aia apar niște linii. După aia apare o ușoară formă a textului. Mai mult. Deja se formează în text. Și mai mult. Și apare textul. Sunt vreo 8 pași, 8 frame-uri, da? Bun. Acum mergem în Composition, mergem pe acest instrument care se numește Brush Tool sau apăsăm simplu Ctrl B. Și aici, mare atenție. Opacity 100%, Flow 100%, la Duration să aveți single frame, pentru că noi vrem să desenăm pe fiecare frame. Iar aici la diametru, în funcție de compoziția voastră cât de mare este, alegeți, hai să zicem, apropiat de mărimea fontului. Da? Puteți să încercați. De exemplu, aici avem diametru 4 și dacă dăm, de exemplu, 6, da? Și mergem cu acest brush pe... Mare atenție! Dăm dublu click pe această compoziție, dar să avem activat Brush Tool, pentru că altfel intrăm în compoziție. Intrăm în layer. Acum suntem în layer. E o diferență între composition și layer. Practic, desenăm pe layer, cum ar veni. Bun. Și hai să vedem. Uite, așa arată brush-ul. Dăm Ctrl Z, hai să-l facem puțin mai mic. Hai să-l facem la 4 pixeli. E perfect așa. Și hai să facem niște steluțe, ceva de genul ăsta. Nu trebuie să fie perfect, observăm că era mișto dacă aveam o tabletă. Din păcate n-am. Nu sunt cel mai mare artist cu tableta. Dar facem la fiecare literă câte o steluță. Apoi, pentru că avem aici single frame, la următorul frame nu o să mai avem nimic. Mergem și aici la footage, apăsăm page down și facem niște gâlme. Pac. Nu trebuie să fie perfect. Așa.
Ok, mergem la următorul frame. Odată aici în layer, pe aia dăm click pe footage, page down, să vedem următorul. Avem niște linii. Hai să facem și noi niște linii. Facem așa niște pe... Pac. Pac. Creativitate. Trebuie să aveți. Da, același lucru se întâmplă pentru fiecare cuvânt la fiecare apariție din text din videoclip. Hai să dăm page down. Următorul lucru, mergem și aici cu page down. Deja se formează literele. Hai să facem și noi așa o formă mai ciudată. Aici la fel. Aici la fel. Ceva de genul ăsta. Nu este perfect. Nici nu trebuie. Așa. Bun. Page down. Mergem și aici page down. Acum hai să le facem puțin mai mari și mai exacte. Așa. 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 Perfect. Dăm page down. Aici la fel, page down. Aici, hai să mărim diametrul aici. Dăm 5 pixel. Și facem puțin mai mare. Dar nu exact. Întremură mâna pe mouse. Ok. Ok. Ceva de genul. Și arrow. Oh, control Z. Dacă o luați pe arături, cum am luat-o eu. Bun, și următorul. Hai să dăm și aici. Și după aia să vedem ce mai e. După aia e textul. Deci ăsta este ultimul frame. Acum hai să facem cam cum ar fi textul. Da? Ne apropiem. Ia să vedem. Cu cât ai mai multă răbdare, cu atât o să ai un rezultat mai bun. Știi. Hai ușor. Nu, așa. Să merg pe S acum. Bă, asta are curbă. Control Z. Relaxați la mână trebuie să fim. Nu foarte rigiți. Oh, ușor, ușor să nu iei paratura. Sau dacă vreți, apăsați space și o să vă apară mâna aia și pe aia puteți să vă mutați. Băi, dar ce e fac și eu, mă? Așa, ia uite-l. Artistul din mine. Pac. Pac. Perfect. Bun. Și acum, în mod normal, trebuie să apară textul. Pentru asta, hai să ne ducem înapoi în standard. Așa. Intrăm, mare atenție, intrăm în compoziție acum. Pentru asta apăsăm V ca să activăm instrumentul de selecție. Intrăm în compoziție și aici trebuie să avem la opacitate. Până acum am folosit opacitatea 30 ca să vedem cam unde este textul și să desenăm după text. Dar noi, de fapt, trebuie să avem 0% la opacitate aici. Da? Dăm 0 și dăm keyframe. Iar următorul frame să fie 100%. Și dacă ne ducem aici la apariție text și dăm un RAM preview, tada! Ia să vedem dacă mergem din nou pe Paint. Unde ești? Deci, avem asta aici. Pac. Și asta aici. Da. Ceva de genul. Cu cât stai mai mult și te joci mai mult și poți să faci ce forme vrei tu, nu trebuie să-l faci exact pe asta de aici, cu atât mai bine și cu atât mai creativ. Și cam acesta este tutorialul, dragi prieteni. Sper că v-a plăcut și sper să vă ajute. Ne auzim data viitoare cu un alt tutorial. Numai bine, pa, pa!